Bună seara, bună seara și bine v-am regăsit. Îmi face o deosebită plăcere că suntem în direct, suntem împreună într-o zi specială, într-o zi în care, într-un fel sau altul, cu toții am experimentat o stare de bine. Deci, categoric, această zi a fost o zi în care ne-am dorit să visăm. Chiar dacă am avut foarte multă treabă, cu greu ne-am concentrat la ea. Ne-a zburat mintea la o mâncare bună, la o distracție pe cinste pe care am avut-o cumva la un moment dat. Într-un fel sau altul, aceasta este o zi a unei stări de bine care poate să fie generată de nimic. Pur și simplu gândurile s-au învârtit așa în sfera zilei de bine. Și atunci mă gândesc că chiar este un privilegiu să avem așa o întâlnire de luni seară într-o asemenea zi, zi care continuă ca acest aspect și mâine, și atunci cumva suntem la mijlocul distanței acesteia în care ne simțim bine. Și atunci mă gândesc că poate să fie și mai ușor să transmit informațiile acestei săptămâni, care chiar este o săptămână frumoasă. O săptămână frumoasă care vine cu niște oportunități. Așa cum v-am zis, aceste două zile sunt zile foarte frumoase, după care pe 18 noiembrie vom avea o lună nouă foarte interesantă și foarte frumoasă. După cum știți, lunile noi vin cu începuturi, cu oportunități, cu șanse, și aceasta este chiar o lună nouă specială. Și chiar îmi face plăcere să vorbesc despre această săptămână și nu numai despre această săptămână, și de săptămânile imediat următoare. Evident că nu poate să fie pentru toată lumea numai lapte și miere, dar pentru cumva tot ceea ce se va întâmpla în cursul acestei săptămâni vom duce cu sufletul mai ușor. Așa că să revenim la întâlnirea din seara aceasta. Vă mulțumesc că sunteți alături, vă mulțumesc că vă rupeți din bogăția dumneavoastră cea mai depres timpul și mi-acordați atenția dumneavoastră, pentru că cumva considerați că aceste informații vă pot face viața mai frumoasă și veți putea trăi cu mai multă înțelepciune în a deveni mai plin de bucurie, de iubire, de pace. Formatul emisiunii deja îl știți. Trecem în revistă. Prima parte înseamnă trecerea în revistă la modul general a săptămânii pe care o începem într-o zi de 13 noiembrie și o vom termina pe 20 noiembrie inclusiv. După care vom trece în revistă poziția lunii pe parcursul acestor 7 zile, după care vom face analiza acestei săptămâni cu evenimentul acesta foarte important, care v-am spus că se va produce la sfârșitul săptămânii, luna nouă, pentru toate cele 12 semne, pornind de la semnul în care deja ne aflăm, adică Scorpionul. Să trecem deci la treabă. Ce avem săptămâna aceasta? Așa cum v-am zis, această zi este o zi a bucuriei, o zi a stării de bine, v-am zis, fără neapărat a unui motiv anume. Dar, pe de altă parte, este o zi în care putem pur și simplu să beneficiem de niște oferte extraordinare, să ne avem curajul să abordăm sau să cerem ceva care poate mod obișnuit, uzual, acest lucru nu l-am face cu foarte mare ușurință, și nu numai că nu l-am face, dar probabil că atât de mult am ezitat încât în cele din urmă am renunțat să o facem. Este bine de știut însă că această amplificare, deci conjuncția Venus-Jupiter în Scorpion, nu este un fenomen foarte des întâlnit. El nu se va mai repeta în cursul anului 2018, va dura destul de mult până când lucrurile se vor mai repeta, deci această conjuncție se va repeta de-abia în ianuarie 2019. Deci este un moment al stării de bine. Pe de altă parte însă este o zi în care putem să exagerăm. Deci faptul că mă simt bine, mă așez la masă și în loc să mănânc obișnuit un fel de mâncare, mănânc 5. Mă voi resimți din plin, pentru că acest semn al Scorpionului, așa cum este un semn fertil și poate recompensa, regește pe cei care rezistă la tentații, poate să fie și foarte dur cu cei care dau curs tentațiilor și într-un fel sau altul exagerează în tot ceea ce fac în cursul acestor două zile. Atenție însă că, așa cum Scorpionul are și o latură întunecată, aceste zile pot aduce o amplificare foarte mare a emoțiilor negative. Unii dintre noi ar putea deveni mult mai lacomi, mult mai egoiști, mult mai
neînțelegători față de cei din jur și acest semn al scorpionului poate să aducă o destul de mare amplificare a acelor înțepături, răutăților pe care într-un fel sau altul le împrăștiem cu foarte multă generozitate în jurul nostru. Credeți-mă că plata pe răsplata acestor acțiuni, așa zis, generoase, se vor întoarce în foarte scurt timp, nu va dura foarte mult timp până când le veți primi înapoi, evident, în zecită. Tot în această zi, Mercurul în Săgetător face o cuadratură cu Neptunul în Pești, care Neptunul fiind în domiciliu este cel care conduce acest aspect și deci acesta a fost motivul pentru care ne-am concentrat și ne vom concentra și mâine foarte greu la sarcinile de serviciu. În schimb, ne va fi foarte ușor să visăm, să ascultăm muzică, să ne gândim la tot felul de lucruri frumoase, ceea ce se cheamă visatul cu ochii deschiși. Însă, pentru cei care în aceste zile vor trebui să ia niște decizii și au de făcut niște lucruri importante, trebuie să aibă foarte mare grijă la tot ce înseamnă știri false, la minciuni, la exagerări și chiar haosul mental care le va face destul de dificilă, dacă nu chiar imposibilă, luarea unor decizii corecte. Așa că, în măsura în care cumva puteți amâna, amânați până miercuri, când este și o zi a lui Mercur și lucrurile se schimbă ca și vibrație, luarea deciziilor importante pentru aceste două zile, respectiv astăzi, care deja s-a terminat, și ziua de mâine. După ce aceste două zile se vor fi terminat și credeți-mă că această conjuncție va fi cu atât mai benefică pentru cei care sunt născuți astăzi, mâine, pentru că, așa cum o să vorbim la Scorpion, ei vor beneficia de aceste avantaje pentru un an întreg. Ne apropiem de ziua de 18 noiembrie, care se va simți ca influență de miercuri încolo. Acel fenomen de lună nouă care se va produce la 26 de grade Scorpion, însoțit de marele benefic care de altfel și el este în Scorpion și acolo este și Venusul, deci o lună nouă care primește sprijin și suport și de la micul și de la marele benefic, deci o lună nouă extraordinară ca oportunitate și ca șansă de a ne schimba viața, de a schimba niște lucruri care oricum nu mergeau de mult timp. Și acest lucru vine ca o recompensă, în primul și în primul rând, a eforturilor, deci recompensa eforturilor pe care noi le-am depus în acel domeniu de viață în care ne-am confruntat cu dificultăți. Dacă am fost perseverenți, dacă am fost răbdători, dacă am înțeles care au fost lecțiile care, într-un fel sau altul, ne-au fost sugerate și servite ca intenție de a le învăța. Este o lună nouă care, așa cum am zis, fiind în primul și în primul rând pe semnul Scorpionului, vorbește foarte bine de o purificare a organismului. Dar această purificare a organismului poate fi făcută într-un mod violent, pentru că acel Marte face o cuadratură exact în aceea zi cu Pluto pe axa balanță Capricorn la 17 grade. Deci, într-un fel sau altul, există o oportunitate de a elimina o suferință de-a noastră printr-o intervenție chirurgicală, care să elimine o mare parte a suferinței pe care noi o avem. Această operație chirurgicală poate fi făcută inclusiv la nivelul mentalului, pentru că dacă ne dăm seama că o anume gândire nu ne face bine și ne duce tot timpul într-o zonă în care generează frică, teamă și intrăm în conflict cu cei din jurul nostru, o simplă conștientizare a acestui gând și cumva dorința de a-l schimba cu unul care să ne ducă într-o zonă de liniște, de pace, va genera, evident, în săptămânile imediat următoare și în lunile imediat următoare, acțiuni benefice, mai multă liniște, mai multă pace în interiorul nostru, care, evident, ea se va revarsa și va crea oportunități, șanse de a vindeca relații sau de, pur și simplu, a accesa posturi și joburi pe care ni le blocam ca și posibilitate. Tot la acel moment de timp și cu o zi înainte, Mercurul și Martele vor face un sextil pe axa balanță Săgetător, de altfel semne care predispun la diplomație și la găsirea de soluții ingenioase, și atunci la această lună nouă avem șansa să putem finaliza cumva și niște conflicte care sunt vechi.
Gândiți-vă că o lună nouă în Scorpion cu un Jupiter nu se poate, acolo nu se poate produce decât o dată la 12 ani. Deci, iată ce oportunitate extraordinară avem de a mări un anume domeniu de viață care poate îl simțim deja că se apropie ca șansă, ca oportunitate și este bine să înțelegem că odată trecut un asemenea tren, dacă avem o asemenea șansă și din cauza unei temeri, a unei frici, nu încercăm să o transformăm într-o realitate în viața noastră, nu prea ne vom întâlni cu o a doua șansă prea curând. Deci toată povestea ține și de comunicare și de dorința de a ieși din zona de confort și de tenacitatea cu care noi întâmpinăm aceste oportunități, aceste șanse care pot lucra într-un mod misterios și greu de înțeles pentru o minte logică. Chiar dacă pentru unii toată această schimbare de direcție în viață poate să vină cumva cu un lucru care să fie violent, v-am spus, dacă trebuie să rezolvă o problemă de suferință care poate fi legată de o bilă, spre exemplu, un colecist, o problemă care într-un fel sau altul amân să o rezolv de foarte mult timp, acel Marte Pluto poate să-mi creeze undeva la sfârșitul săptămânii o criză foarte mare care să mă facă să înțeleg că trebuie să-mi schimb regimul alimentar și atunci tot ceea ce îmi provoacă iritație la acel organ într-un fel sau altul iau decizia și culmea că și reușesc să îmi schimb radical acest regim alimentar, fie pur și simplu apelez la o operație chirurgicală care mi înlătură această suferință. Deci, v-am spus, spre sfârșitul săptămânii și în săptămânile imediat următoare, pentru că toate oportunitățile acestei luni noi vor lucra și vor fi prezente în viața noastră până la următoarea lună nouă din 18 decembrie, ele vor încerca să fie impuse în viața noastră în forme extreme, în forme nu tocmai ușor de asimilat și de acceptat. Dar, pe de altă parte, este și rezultatul amânărilor pe care cumva noi le-am făcut în acest domeniu. Pentru că un om care suferă de, așa cum am spus, de colecist, de bilă în termen popular, nu s-a îmbolnăvit peste noapte și a lucrat destul de mult, lucrat cu ghilimele, deci a avut suficient de multă perseverență în a avea un regim de viață total nepotrivit care să ducă la această afecțiune. Evident, însoțită și de niște gânduri toxice. Deci, despre toate oportunitățile acestei luni vom vorbi când facem analiza celor 12 semne. Până una alta, haideți să trecem să vorbim despre poziția lunii în cadrul acestei săptămâni, deci 13-20 noiembrie. La acest moment de timp, luna se pregătește să iasă din fecioară. Oricum, am văzut cu toții că am avut de-a face cu tendința de a mânca sănătos în acest weekend. 14 noiembrie, imediat după miezul nopții, deci la câteva ore după ce noi suntem în direct, luna va ieși din acest semn care guvernează organele digestive și va intra în balanță. 14 noiembrie, ora 1 și 26 noaptea, până în 16 noiembrie, 10 și 18 minute dimineața, luna se va afla în semnul echilibratului, sau mă rog, dornic de echilibru și de socializare, numit balanță. Acest semn guvernează șoldurile și tot ce înseamnă vezica urinară, tractul urinar. Atenție însă că dacă aceste zile vrem să fie pace și armonie, cu greu vom reuși să o ținem, tocmai datorită faptului că acolo e și Marte și într-un fel sau altul această armonie va fi destul de periclitată de nivelul nostru de liniște interioară, pentru că vom fi provocați în permanență să vedem în ce măsură această liniște este cultivată și rămâneți în vibrația ei. Fiind însă lună în descreștere încă până la până în 16 noiembrie, tot ce înseamnă acțiuni de curățare, de detoxifiere ale acestor organe sunt multiplu și intens resimțite, însă tot ce înseamnă intervenții chirurgicale pe aceste organe sunt total nerecomandate. Ce îngreunează însă aceste organe și în primul rând frigul, deci trebuie să aveți foarte mare grijă la rece în aceste zone, poate să vă cauzeze crize. Deci cum ne apropiem de această lună nouă care poate să aducă crize în zone în care lucrurile nu funcționează foarte bine, aveți grijă la aceste zile și la crizele care pot apărea în zona rinichilor, tractului urinar sau a șoldurilor.
Ziua de 16 noiembrie ne aduce trecerea lunii în Scorpion, deci de la 10 și 18 minute dimineața până în 18 noiembrie 13:42, luna se va afla în semnul intens și pătimaș al Scorpionului, așa cum am zis, însoțind alte planete care sunt deja acolo. Acest semn guvernează organele sexuale și uretra, dar pentru că este un moment de lună nouă și o energie foarte puternică acolo care se simte, în primul și în primul rând aș vrea să fac o avertizare pentru femeile care sunt însărcinate la acest moment de timp. Încercați ca în aceste zile de poziția lunii Scorpion să stați cât mai liniștite și să nu faceți eforturi, pentru că eforturile chiar și foarte mici vă pot aduce o iminență de avort. Nu înseamnă că este neapărat posibil la oricine, dar iminența avorturilor în aceste zile este mult crescută față de celelalte zile, așa că aveți grijă la eforturi. Pe de altă parte, trebuie să aveți foarte mare grijă cât de mult și cât de personal luați toate lucrurile, pentru că toate trăirile în cursul acestor zile vor fi intens și mult amplificate ca și trăire. Vă reamintesc că la momentul acela de timp de 18 noiembrie 13:42 și practic toată ziua de sâmbătă până spre duminică dimineață, fiind fenomenul de lună nouă, să vă lansați intențiile despre care vă povesteam mai devreme, care le doriți materializate în viața dumneavoastră, pentru că o lună nouă însoțită de Jupiter nu se va mai produce decât la sfârșitul anului 2018, deci iată că avem o oportunitate care este o dată într-un an să putem să primim și sprijinul Universului pentru mult mai mult decât în alte dăți pentru ceea ce ne dorim. Dar pentru că Scorpionul este pasional, trebuie să aveți grijă să vă doriți chiar cu pasiune și să simțiți că acel lucru pe care îl puteți cere și îl puteți lansa ca intenție Universului, îl vedeți materializat cumva în viața dumneavoastră. Vă vedeți trăind așa cum vă doriți. Pe de altă parte, v-am spus, este o foarte bună zi de detoxifiere a organismului și deci pentru cei care au capacitatea să țină în această zi o cură de detoxifiere, ori să observe niște efecte aproape miraculoase în săptămânile care urmează, legate de starea de bine a organismului. Pentru că Scorpionul vorbește și de vicii. Dacă în această zi voi lua decizia de a renunța la un obicei care poate nu mi-este neapărat foarte bun, cu siguranță voi constata că îmi va fi foarte ușor să renunț la el, atâta timp cât pur și simplu iau decizia și mă gândesc că de acum înainte acest lucru nu va mai face parte din viața mea. Din 18 noiembrie 13:42 până în 21 noiembrie, deci după data la care noi ne vom întâlni 2 și 26 noaptea, deci imediat la începutul nopții din 21 noiembrie, luna se va afla în semnul Săgetătorului, care guvernează coapsele și care de altfel ne face să fim foarte dornici de aventură, de petreceri, de trăit viața la un mod foarte frumos, dar atenție foarte mare să nu exagerați și dacă puteți să faceți niște lucruri bune care să, eu știu, niște exerciții fizice, niște masaje care să detensioneze mușchii în aceste zone, cu siguranță vă veți simți mult mai bine, însă nu sunt recomandate operațiile chirurgicale în aceste zone. Aceste fiind spuse, haideți să vorbim despre ce se întâmplă în această săptămână cu toate cele 12 semne și vorbim despre Scorpion pentru prima dată, prima care începem. Evident că Scorpionul este într-o poziție de vedetă pentru că are această lună nouă care se va produce pe 18 noiembrie și care o va resimți din plin toată această săptămână și în săptămânile care urmează în casa proptului eu. Deci vor fi foarte interesați să își evalueze prioritățile, să își evalueze modul de viață. Probabil că unii dintre ei vor recurge și la a-și face niște analize ca să vadă exact care este nivelul sănătății și mai ales pentru scorpionii care, într-un fel sau altul, în săptămânile trecute au avut de-a face cu tot felul de stări care nu le-au fost foarte confortabile. Să nu uităm că ei au de ceva timp un Marte în casa 12-a, care nu le dă tocmai un confort în ceea ce privește starea de sănătate
sănătate și chiar poate face să erupă tot felul de situații în criză și dacă există acolo niște boli lungi și cronice, cumva cu siguranță în săptămânile care au trecut s-au acutizat. Iată că la acest moment de timp vor trebui să ia decizii, să ia decizii legate de modul lor de viață, de cum aleg ei să trăiască, ei ca persoană, ei ca mod de viață și nu numai atât, cât pur și simplu se vor uita în oglindă, se vor gândi dacă imaginea pe care o văd acolo este chiar cea care le trebuie sau simt nevoia să facă ceva schimbări. Și atunci acestea le vor fi de bun augur în săptămânile imediat următoare. Așa cum am spus, această lună nouă poate să vină și cu cumva niște situații de criză care să-i împingă de la spate și aceste situații de criză fie pot fi pe planul sănătății, fie pot fi ca urmare a unor repercursiuni datorate, eu știu, unor acțiuni ale unor dușmani care să aibă succes asupra lor și să-i oblige să iasă din zona de confort, să ia niște decizii și să schimbe cumva cursul vieții, pentru că acolo unde erau, fie că e vorba de job, fie că e vorba despre carieră, lucrurile pentru ei trebuiesc cumva schimbate. Ei au fost destul de testați pe carieră și acest lucru vine acum să fie ca prioritate în evaluările pe care aceștia le fac la momentul de timp de care vorbeam. Mai mult decât atâta, mintea lor le stă și la bani și atunci, pentru că unul, ceea ce fac eu și care sunt talentele mele și cum vreau eu să trăiesc, are destul de multă legătură și de cum de bine mă raportez la jobul de zi cu zi prin care îmi câștig veniturile. Într-un fel sau altul, ei sunt foarte puși pe gânduri și sunt puși în a lua decizii și decizii radicale care pot veni cu niște oportunități extraordinare. Sunt de menționați aici la Scorpion cei care sunt născuți, evident, în 18 noiembrie plus minus două zile respectiv, deci perioada 16-20 noiembrie, au această oportunitate de a schimba viața și cu siguranță viața lor se va schimba până la următoarea lor aniversare prin tot felul de oportunități și șanse care vor apărea în viețile lor. De menționat sunt și cei care, a căror dată de naștere este 13-14 noiembrie, pentru că au această șansă de a câștiga lozul cel mare într-un anume domeniu de viață până la următoarea aniversare. Cu siguranță cercul lor social se va mări, vor fi extrem de bine susținuți pe tot ceea ce înseamnă parte de carieră, iar relațiile personale cu siguranță vor cunoaște o înflorire. Avertizarea vine însă totuși de a nu exagera chiar în primul și în primul rând din punctul de vedere al cheltuielilor, pentru că la sfârșitul acestui an, în loc să vă treziți cu niște oportunități, vă veți trezi înglodat în niște datorii uriașe. Pentru că această stare de bine vă poate face să exagerați în toate cele, inclusiv în a mânca, cât să deveniți la sfârșitul anului acesta de viață al dumneavoastră, cu multe kilograme în plus, în niciun caz benefice pentru corp. Trecem mai departe și vorbim despre săgetători. Săgetătorii vor avea această lună nouă și toată această săptămână orientate cumva către casa 12-a și pentru că această casa 12-a vorbește foarte multe secrete. Și pentru că ei au avut destul de multe probleme cu prietenii și cu capacitatea și modalitatea de a-și împlini anumite dorințe, vise legate fie de planul personal, fie de planul de carieră, la acest moment de timp ei vor afla o grămadă de informații care să le facă lumină în aceste nebuloase pe care le-au trăit în săptămânile de dinainte. Deci pentru ei această lună în casa 12-a le poate aduce o șansă extraordinară de a rezolva problema unui conflict legat de carieră, de ce nu? Legat de, eu știu, cearta cu un prieten sau cearta cu un superior, dar o ceartă și o dispută care era oarecum inechitabilă. Lipseau acolo niște piese de puzzle. La acest moment de timp, săgetătorii cu siguranță vor afla o grămadă de lucruri care să le aducă șansa de a întoarce situația în favoarea lor și de a se face dreptate. Vorbesc efectiv acolo unde au fost nedreptățiți. Pe de altă parte, această lună în casa 12-a trebuie să-i avertizeze pe săgetători că
le dă oportunitatea de a își rezolva niște probleme legate de subconștient, dacă vor accesa terapia potrivită sau, eu știu, un tratament nou pentru o boală lungă și cronică care îi suferă, care îi deranjează de ceva timp, vor constata în foarte scurt timp că aceasta își micșorează din intensitate până la dispărea total. Deci tot ce ține de planul acesta de subconștient, de a se pune foarte ușor în slujba celorlalți, de a fi altruiști, le este de foarte bun augur la acest moment de timp și o fac cu foarte mare ușurință. Ce este însă de avertizare de spus la această săptămână, aveți grijă la ce vorbiți și cât vorbiți, pentru că așa cum dumneavoastră puteți afla o grămadă de secrete de la alții și dumneavoastră puteți vorbi mai mult decât e necesar și să spuneți lucruri care pot fi utile pentru alții și cumva împotriva dumneavoastră. Evident că unul din domeniile care poate fi puternic zdruncinat este acela al domeniului financiar și acolo, cumva, datorită unor situații financiare neașteptate care rup brusc în viața dumneavoastră, să fiți obligat în a vă retrage și a vă regândi strategia. De bun augur sunt proiectele la care trebuie să lucrați singuri, departe de ochii lumii și despre care e bine să vorbiți cât mai puțin. Haideți să luăm o scurtă pauză și revenim cu analiza celorlalte semne după câteva minute. Am revenit cu analiza săptămânii 13-20 noiembrie pentru semnul Capricornului. Deci vă reamintesc că aceasta este o săptămână foarte importantă care vă poate aduce niște oportunități extraordinare de dezvoltare și totul e să fiți pe fază și să nu le ratați, să aveți și curajul să le primiți în viața dumneavoastră și să încercați să le împliniți, să le transformați într-o realitate. Suntem la Capricorn. Capricornul va beneficia de această lună nouă în casa 11, care vorbește de vise, de idealuri și de prietenii. Dar pentru că acolo au și un Marte în casa 10, pentru ei în primul și în primul rând visul poate să fie legat de carieră. Capricornii care doresc la acest moment de timp să își deschidă o afacere pe cont propriu sau să își ia viața în mâini într-un fel sau altul, să plece de la părinți, să își asigure independența sub o formă sau alta, vor găsi și resursele și oamenii necesari care să îi susțină în demersurile pe care ei doresc să le facă. Este foarte clar că ei sunt într-o zonă în care ar sta oriunde, numai acasă nu. Chiar dacă nu sunt neapărat într-o determinare foarte mare de a face lucruri care să fie benefice pe carieră, ceea ce până la urmă nu toată lumea dorește să facă. La locul de muncă sunt destul de multe agitații și situații neplăcute, șefii sunt destul de agitați, sunt dornici de ceartă, atmosfera poate nu e neapărat foarte plăcută, în schimb le este de foarte bun augur să petreacă timp cu prietenii. Deci vor constata că prietenii în viața lor sunt o bogăție extraordinară, vor dori să știe despre ei și poate că dacă au deschiderea necesară, vor constata că socializând își lărgesc acest cer de prieteni. Nu le este de bun augur să se concentreze pe acțiuni sau activități care să presupună lucru în detaliu, pentru că în niciun caz nu au răbdare să facă așa ceva la acest moment de timp. În schimb, sunt foarte buni ascultători, așa cum am spus, pentru prieteni. Dacă prietenii sunt într-o situație în care lucrurile nu merg foarte bine în viețile lor și au nevoie de un consilier care să-i asculte măcar și au un capricor prin preajmă, cu siguranță acesta se va oferi și va fi mai mult decât fericit să se pună în slujba lui. Deci, fie că e vorba de lărgirea cercului de prieteni, fie pur și simplu aprofundarea unei prietenii care deja există, trecerea la un nivel oarecum superior, pentru Capricorn toată această săptămână asta înseamnă.
socializare și iar socializare. Este foarte bine dacă doresc să se afilieze, eu știu, la un grup care să le reprezinte interesele pe parte profesională pentru cei care doresc acolo, într-un fel sau altul, să primească mai multă susținere sau să se facă să-și facă știute, cunoscute reușitele, și pentru că ei oricum sunt dornici de a reuși pe planul social în primul și în primul rând, indiferent dacă sunt femei sau bărbați, acest lucru le va fi de bun augur. Pe de altă parte, este un moment foarte bun să-și revizuiască visele și idealurile pe care le au pe termen lung, tocmai datorită faptului că poate nu n-au mai făcut acest lucru de ceva timp. Trecem mai departe și vorbim despre vărsători. Vărsătorii sunt într-o poziție de glorie, pentru că această lună nouă vine pentru ei în casa 10-a și deci oricum ar fi această carieră a lor, acest drum în viață care înseamnă statutul social, va cunoaște o înflorire și o înflorire fără precedent. Acolo ei au niște șanse extraordinare de a-și împlini cariera așa cum își doresc. Faptul că sunt vizibili este iarăși un lucru de foarte bun augur, pentru că ar trebui să se prezinte într-un mod cât mai admirabil și să accepte acest statut de vizibilitate cu destul de multă lejeritate și să vadă ce oportunități efectiv le aduce acest lucru. Mai mult decât atâta, vărsătorii, cei mai favorizați vărsători sunt cei a căror dată de naștere este în intervalul 12-17 februarie sau își cunosc ascendentul și știu că la între 24 și 28 de grade vărsător. Deci acolo poate veni o mână divină care să le împlinească acest vis legat de carieră. Mai mult decât atât, poate că această carieră are două aspecte. Fie că este vorba de aspectul artistic, fie că este vorba de aspectul educațional, cu atât mai mult aceste lucruri vin să împlinească acest lucru legat de carieră. Poate că au făcut demersuri în a-și publica o lucrare, poate că au făcut niște studii de specialitate în străinătate și acest lucru le va aduce o prosperitate și o promovare la locul de muncă. Oricum ar fi, pentru ei cariera, statutul social este foarte important în următoarele săptămâni. Acolo apar și oportunitățile și inclusiv ideea de a lucra într-o altă țară sau a lucra cumva cu colaboratori străini le este de foarte bun augur. Pentru vărsători însă problemele legale dau încă bătaie de cap, călătoriile nu sunt iarăși, deși sunt dornici de aventură și de călătorie, acolo pot interveni suficient de multe situații neplăcute. Trecem mai departe și vorbim despre pești. Peștii sunt într-o poziție foarte frumoasă pentru că această lună nouă pentru ei se produce în casa nouă. Eu am spus că oricum peștii nativi din pești sau cei care au ascendent în pești, în cursul acestui an în care Jupiter stă în Scorpion, respectiv din octombrie acest an până în noiembrie anul imediat următor, este puțin probabil ca viața lor să nu cunoască o înflorire, o extensie de un anume fel. Iată că la acest moment de timp, această săptămână chiar generează o oportunitate serioasă pentru acești nativi. Și această oportunitate vine pur și simplu din schimbarea filozofiei de viață. Ca să poți avea o altă viață, trebuie în primul și în primul rând să schimbi gândurile, să schimbi modul în care trăiești pe baze de zi cu zi. Și atunci, ei își vor schimba cumva percepția legată de spiritualitate. Poate pentru unii care își doresc foarte tare să-și extindă cariera, pentru că au destul de multe obstacole și greutăți de mult timp acolo, să apară un partener care să fie din străinătate și care să le ofere sprijinul, mai ales financiar. Deci să vină cu o parte financiară serioasă pentru dezvoltarea ceea ce își doresc ei. Sau pur și simplu să obțină o sponsorizare, o formă o formă financiară de un anume fel din partea unui partener, a unui
om de bine care să le dea posibilitatea să se mute în străinătate sau să facă o formă de învățământ acolo. Dar trebuie încă spus, pentru că martele la ei se află în casa 8-a, este o săptămână în continuare în care sunt destul de intenși și toate întâlnirile pe care ei le au cu tot felul de persoane îi fac să iasă din sărite, să își revizuiască acest nivel de liniște pe care ei îl au pe baze de zi cu zi. Chiar o situație violentă care se poate întâmpla, eu știu, cu o situație de nereturnare de bani, o incapacitate de plată care poate să intervină în viața unui pește, să fie elementul care să declanșeze un lanț întreg de schimbări, care de altfel vor constata că sunt mai mult decât benefice în lunile imediat următoare. Trecem mai departe și vorbim despre berbeci. Berbecii au o lună nouă în casa 8-a. Și atunci, pentru ei, această casa 8-a vorbește de schimbări și de schimbări majore sau cumva de obținerea unor bani necesari să iasă dintr-o situație de criză. Ei au avut de-a face destul de mult în ultimile săptămâni cu planul partenerial. Fie au terminat un parteneriat și acolo au avut de dezbătut ultimile aspecte legate de încheierea parteneriatului, fie tocmai au încheiat în sensul că au intrat într-o relație de parteneriat și acolo au fost inițiatorii multor activități care să sporească și să închege începuturile acestea legate de parteneriatele pe care ei le au. Oricum ar fi, la acest moment de timp, ei au o șansă extraordinară de a obține un eventual împrumut, pentru că în primul și în primul rând, ca această casă 8-a vorbește de banii altora și atunci dacă berbecii sunt preocupați de o anume găsire de fonduri pentru niște lucruri pe care ei își doresc să le împlinească, această lună nouă le va aduce oportunitatea și șansa de a obține acest lucru. Fie că recuperează niște bani ca urmare a unui partaj, fie că obțin pensii alimentare, pensii de întreținere de un fel sau altul, dacă acest lucru a constituit o preocupare pentru ei, iată că vine o soluție salvatoare venită poate din întâlnirea, din întâmplare cu un avocat sau cu un om de specialitate care să le rezolve foarte repede o problemă care trenează de mult timp. Pe de altă parte, această casa 8-a vorbește și de schimbare la un nivel foarte profund și atunci, dacă ei își analizează toate greșelile care le-au făcut în cadrul parteneriatelor, dacă, pe de altă parte, sunt dornici să gândească la un alt nivel decât au făcut-o până acum, vor constata că iau decizia să schimbe foarte multe lucruri legate de planul lor profund. Bun este de a îndepărta vicii, pentru că o pot face cu destul de multă ușurință. Au un mental deosebit de dornic de a înlătura acele obiceiuri care nu le fac bine în viața de zi cu zi și atunci acest lucru le este extrem de benefic. Trecem mai departe și vorbim despre tauri. Taurii sunt într-o poziție frumoasă, ei sunt cel de-al treilea semn fix care va beneficia din plin de acest fenomen de lună nouă care se va produce pe 18 noiembrie. Și atunci taurii, pentru ei, lucrurile cele mai importante se vor raporta la tot ce înseamnă parteneriat. Fie au un parteneriat și constată că cât de norocoși sunt cu un asemenea parteneriat și vor fi dornici să facă orice pentru omul de lângă el, fie că este vorba de soț sau de soție, și chiar vor dori cumva să-și acorde, ca să zic așa, un moment de respiro în care să fie doar ei doi și nu contează că acest parteneriat este încheiat acum 3 luni sau acum 30 de ani, vor dori să petreacă niște momente bune împreună, pur și simplu aducându-și aminte de momentele trecute sau trăind într-un creindu-și alte amintiri plăcute pentru următorii mulți ani de zile. Taurii sunt foarte dornici să muncească, pe de altă parte, și sunt foarte orientați în această zonă de muncă și această lună nouă le poate aduce un partener care să le împlinească o dorință legată de acest job de zi cu zi. Fie ei sunt foarte talentați și, cum să spun eu, dornici să muncească într-un anume domeniu, dar au nevoie de cineva care să le pună în valoare acest talent și să le ofere acel parteneriat în care talentul lor să înflorească sau dorința lor de a munci să-și găsească resursele necesare. Taurii au avut destul de multe probleme cu
planul financiar, mai ales venit ca urmare a prestării muncii pentru alții sau ca urmare a ieșirii dintr-un parteneriat, fie că e de afaceri, fie că de viață, și cumva acum încearcă să-și creeze niște noi oportunități cu parteneri cu totul noi. Deci, inclusiv pe planul personal, unii dintre tauri la acest moment de timp vor dori să își treacă relația de la un nivel de relație de iubire care merge de mult timp la o relație de iubire cu căsătorie, să se așeze la casa lor. Cei mai favorizați de toate aceste aspecte sunt cei a căror dată de naștere este 13-17 mai, este în intervalul 13-17 mai, sau își cunosc ascendentul și se află între 24 și 28 de grade Taur. Această oportunitate de a-și găsi un partener nou poate fi generată și de o criză la locul de muncă sau poate pur și simplu o criză de sănătate a taurului care să-l oblige să iasă din, să facă ceva ca să nu-i mai fie atât de rău. Trecem mai departe și vorbim despre gemeni. Gemenii vor avea această lună nouă în casa 6. Ei deja sunt orientați și pe măsură ce se vor apropia de sfârșitul de săptămână de această problemă de sănătate. Atenție că pentru ei Mercurul, care îi și guvernează, se află într-un semn care nu le dă o gândire foarte bună și dacă se orientează și vor lua aceste oportunități care vin pe planul domeniului practic, e bine să nu se grăbească în a lua decizii radicale. Deci, în primul și în primul rând, această casa a șasea poate vorbi de o ofertă nouă pe planul jobului. Dacă acest lucru le este, se va întâmpla în săptămânile imediat următoare, e bine cumva să-și ofere posibilitatea de a lucra cumva part-time și într-o parte și într-alta ca să valideze că într-adevăr oferta care a venit este atât de avantajoasă cum le-a fost prezentată. Dacă lucrurile așa se vor întâmpla, undeva la începutul lunii ianuarie pot bate palma și pot rămâne acolo. Pe de altă parte, ei vor dori să facă curățenie în casă, să facă lucruri din acestea de detaliu și de rutină care nu le sunt neapărat foarte specifice. Vor lua decizia că așa nu se mai poate cu corpul lor și să înceapă să țină diete, să facă mai mult sport. Oricum, orice s-ar întâmpla, este de bun augur ca să facă aceste lucruri și să le pornească la acest moment de timp, mai ales dacă ei vor avea tăria și puterea să le facă ca într-o joacă, deci ca într-un fel de joc, pentru că dorința lor de distracție este destul de mare. Își doresc să-și implice cumva și partenerul de viață și dacă vor reuși să facă acest lucru, nu vor avea decât momente fericite. Pe de altă parte, această lună nouă în casa 6 poate să însemne chiar și un nou tratament pentru o anumită suferință pe care ei o au, suferință care de altfel poate să fie puternic ameliorată în săptămânile imediat următoare, dacă apelează la un medic nou sau la un tratament nou. Trecem mai departe și vorbim despre raci. Racii sunt într-o poziție foarte frumoasă pentru că această lună nouă în casa 5-a le aduce fie o poveste de iubire, fie pur și simplu dorința de a avea un copil în cadrul unei relații care deja există sau pur și simplu de a practica un hobby, de a-și găsi un hobby care să le facă plăcut timpul liber pe care de altfel să găsească o modalitate să-l și mărească. Orice s-ar întâmpla are legătură cu planul iubirii și al stării de bine din timpul liber. Pe de altă parte, ei au o dorință foarte mare de ceva săptămâni de a face lucrurile să funcționeze acasă. Și atunci, pentru că ei sunt în renovări, în dorință de a construi, de a extinde casă, acolo lucrurile pot lua o turnură pentru că această iubire pe care ei o încep acum sau o pot începe în săptămânile imediat următoare vor să o includă în familie sau poate pur și simplu să aibă un hobby care să aibă legătură cu acest plan al renovării, decorării de case, de altfel racii fiind niște oameni care sunt orientați cu predilecție către casă și familie și nu le sunt străine hobby-urile legate de design sau de tot ce înseamnă construcții de casă. Pe de altă parte, această lună nouă le poate aduce o oportunitate de, legată de o extindere de un fel sau altul, un câștig neașteptat, ca urmare a unei situații violente sau a unei situații care să aibă legătură cu planul familial. Cumva acolo, între niște părinți, există o situație de
eu știu, de boală sau chiar de deces și atunci vracul să fie în posesia unor bani care să-i dea șansa să-și trăiască mai târziu o viață frumoasă alături de omul pe care îl iubește. Trecem mai departe și vorbim despre leu. Leul are o oportunitate extraordinară pentru tot ceea ce înseamnă casă. Pentru ei, săptămânile imediat următoare se vor referi la casă, la familie și la planul intim. Această lună nouă le va facilita renovarea de casă într-un mod așa cum își doresc, vânzarea, cumpărarea de casă și pentru că sunt tot timpul pe drumuri, există foarte mare posibilitate să găsească această informație legată de o casă pe care își o doresc întâmplător, stând de vorbă cu un vecin pe care nu l-au mai văzut de ceva timp. Cei mai avantajați de toată această configurație sunt leii a căror dată de naștere se află în intervalul 17-21 august sau își cunosc ascendentul și îl au între 24 și 28 de grade leu. Deci, la lei, însă, pentru această săptămână le-aș adresa o avertizare legată de limbaj și de capacitatea de a fi destul de ascuțiți în comunicare și de colțoși, pentru că acolo nu vor face nimic altceva decât să sfârșească prin a se certa cu membrii comunității, vecini, oameni din împrejur sau chiar cu rudele, frații, surorile. Pe de altă parte, v-am spus, tot ce înseamnă activitate legată de casă, cumva, tot prin acești oameni pe care, într-un fel sau altul, le provoacă starea de liniște, pot să găsească informațiile necesare și să-și împlinească visul legat de casă. Trecem mai departe și vorbim despre Fecioară. Fecioara are o lună nouă în casa a treia. Un lucru foarte bun pentru că le dă șansa să treacă fie un examen, fie să acceseze un curs, fie să aibă un sprijin de la un frate, o soră sau o rudă pentru ceea ce își doresc ei cel mai mult, adică să câștige mai mulți bani. Dacă până acum dorința lor și demersurile pe care le-au făcut, fie de a-și găsi un al doilea job, fie de a presta activități suplimentare, fie de a-și schimba jobul, n-au fost neapărat foarte încununate de succes, iată că vine această săptămână care le poate aduce o oportunitate printr-un prieten, printr-o cunoștință să aibă acces la acest curs care, odată făcut, le va da competența pe care o doresc ca ei să câștige acei bani mai mulți pe care și-au dorit la acest moment de timp. E bine de știut că acest Mercur în Săgetător, Fecioara fiind guvernată de Mercur, nu-i ajută să aibă o gândire foarte bună. Ei își doresc să comunice cu membrii familiei și asta este un lucru bun, dar cu cei din jur vor trebui să aibă suficient de multă răbdare și să explice eventual de mai multe ori și chiar să ceară un feedback vis-a-vis de față de mesajul pe care l-au transmis, pentru că sunt destul de încet la minte față de cum sunt ei obișnuiți să fie de analiști și de rapizi în decizii. Pe de altă parte, pentru cei care, Fecioară fiind, își doresc să-și achiziționeze un nou mijloc de transport, o vor face în niște condiții extraordinare și la un preț imbatabil. Trecem mai departe și vorbim despre balanțe. Balanța va beneficia de această lună nouă în casa a doua. Deci, pentru ei se anunță niște săptămâni foarte frumoase și de zile mari, tocmai datorită faptului că această lună nouă le dă șansa să câștige mai mulți bani. Fie vor primi o ofertă de muncă pe ceea ce știu ei să facă foarte bine, cu un salariu care poate le va da dureri de cap, în sensul că nu o să le vină să creadă cât de bine apreciați și ce multă recompensă poate să apară acolo ca urmare a muncilor. Fie pur și simplu la locul de muncă apar niște fonduri suplimentare care pe acest sfârșit de an și pe lunile imediat următoare îi recompensează cu niște extra sume de bani care le creează, bineînțeles, o stare de bine. Mai mult decât atâta, ei oricum sunt într-o dorință foarte mare de a se simți bine și atunci sunt foarte indulgenți cu ei înșiși și atenție foarte mare la cumpărăturile pe care le faceți și la cât de bine vă simțiți pornind de la a mânca, a bea și acolo există o foarte mare posibilitate de a exagera, lucru care vă va face să vă resimțiți destul de rău și repede, pentru că martele acela în casa întâi vă va taxa imediat ca urmare a excețelor. Și mai mult decât atâta, este bine să știți că
Dacă plecați la cumpărături cu banii în buzunar, aveți șanse foarte mari să cheltuiți mai mult decât v-ați propus, cu mult mai mult decât v-ați propus. Una, pentru că sunteți impulsivi, doi, pentru că acele cumpărături vă vor atrage și vă vor face să vă simțiți bine pe moment, dar bugetul dumneavoastră va avea mult de suferit. Deci, dacă veți lua oportunitatea acestei luni noi de a vă calcula, eu știu, un buget pe un an de zile de acum înainte, care sunt cheltuielile și veniturile dumneavoastră, veți constata că situația dumneavoastră financiară va cunoaște un reviriment și o înflorire pe care de mult n-ați mai beneficiat. Altfel, în continuare, sunteți foarte energici, dornici să faceți o grămadă de lucruri și este bine să vă și implicați într-o grămadă de proiecte, tocmai datorită faptului că această energie este de partea dumneavoastră și vă susține în tot ceea ce faceți. Acestea fiind spuse, pentru această săptămână, care, așa cum v-am spus, vine cu niște oportunități extraordinare, această lună nouă, pe de altă parte, are foarte multă legătură cu eclipsa de soare care s-a produs în august. Și atunci, pentru cei care vă știți că undeva în luna august au apărut niște situații tensionate pe diverse domenii de viață și mai ales vorbim de semnele fixe, Leu, Vărsător, Scorpion, Taur, cumva la acest moment de timp ele își vor găsi soluția și rezolvarea într-un mod în care la acest moment de timp, la începutul acestei săptămâni, nu aveți nici cea mai vagă idee. Deci este o săptămână care ne va testa pe toți, într-un fel sau altul, chiar dacă aceste semne fixe sunt de departe în prim planul schimbărilor. Este vorba de schimbările pe care le putem face în viața noastră într-un mod armonios. Nu întotdeauna în viața noastră pot apărea soluții pentru problemele care ne frământă, pe care să le implementăm cu ușurință. De cele mai multe ori trebuie să luăm decizii de tip reactiv, ca urmare a unor dezastre, a unor suferințe, a unor situații dificile de viață la care suntem supuși și abia atunci să începem să ne gândim ce-i de făcut ca urmare a situației de criză prin care tocmai am trecut. Iată că la acest moment de timp această oportunitate poate să vină oarecum cu blândețe și să ne dea o șansă de a crește în viața noastră fără să fie neapărat cu durere și cu suferință. De aceea vă semnalez o dată în plus să fiți pe fază, să vă ascultați intuiția, pentru că intuiția va avea un rol deosebit în toată această poveste. Să nu fiți de lăsători și să nu aveți tendința de a amâna decizia care vine la pachet cu oportunitatea care se va manifesta în viața dumneavoastră, pentru că așa cum v-am spus și vorba pe care eu am așa ca sunt adeptă acestui proverb românesc, Dumnezeu ne dă, dar nu ne bagă în traistă. Deci aceasta este o săptămână în care cumva universul ne va da oportunități. Dacă le veți băga sau nu în traistă, asta va fi pur și simplu decizia dumneavoastră. Pe de altă parte, eu vă urez să fiți pe fază și să fiți înțelepți, să fiți cu ochii mari deschiși și cu inima largă, pentru că aceasta poate să fie o săptămână care să marcheze un moment de cotitură serioasă în viața dumneavoastră pentru un an de zile și nu pentru un an de zile, ci pentru mulți ani de acum înainte. Eu vă mulțumesc încă o dată că mi-acordați atenția dumneavoastră, vă mulțumesc pentru mesajele pe care mi le trimiteți și pe care le aștept în continuare pe pagina de Facebook a emisiunii Înțelepciune prin Stele. Sunt recunoscătoare pentru că vă luați din timpul dumneavoastră ca să-mi acordați fie aprecierile, fie criticile, fie pur și simplu sugestiile dumneavoastră de care unele nu pot ține cont. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție, mulțumim și colegilor din această televiziune care fac posibilă întâlnirea noastră în fiecare seară de luni. Vă urez să aveți o săptămână trăită cu bucurie și înțelepciune și să ne revedem mai vesel, mai voioși, mai liniștiți, mai împăcat săptămâna viitoare, într-o seară de luni, din nou. Seară plăcută și zile minunate tuturor! La revedere!